Primarul Mihai Chirica a fost huiduit încă de la primele ore ale dimineții de către membrii AUR. După ce au inaugurat sediul județean din centrul orașului, zeci de persoane au mărșăluit pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt până la Palatul Rosnovanu. Oamenii spun că au așteptat timp de 3 ani pentru ca autoritățile locale să le ofere un spațiu, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Motive de bucurie pentru susținătorii Partidului AUR Iași. Astăzi a fost inaugurat sediul din centrul orașului, eveniment la care au participat zeci de susținători și simpatizanți. Președintele George Simion nu și-a mai făcut apariția așa cum le promisese oamenilor săi, însă conducerea județeană a transmis câteva gânduri. A avut nevoie de un sediu reprezentativ pentru filiala Iași. Și iată că între două puncte de mare semnificație pentru istoria Iașilor și pentru noi ieșenii, între Palatul Culturii și statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt. La eveniment au participat și câțiva dintre candidații care și-au anunțat prezența la viitoarele alegeri. Da, am criticat, criticăm și vom critica administrația locală și națională pentru incompetență, pentru lene, de multe ori pentru ranchiună și unii dintre ei, pentru micime. Pentru că noi, de fapt, mai departe, vrem să aducem soluții și vom aduce soluții și proiecte. În ultima perioadă, foarte multe persoane noi s-au aliat Partidului AUR. Fostul președinte al Politehnicii Iași, Ciprian Paraschiv, pare să fi lăsat sportul pentru Politehnică și fostul senator Ionel Agrigoroaie, cunoscut din scena politică, a fost prezentat la inaugurarea noului sediu AUR. De asemenea, cu mătrul primarului Mihai Chirica, omul de afaceri, Vasile Pușcașu, s-a înscris în urmă cu aproximativ o lună în partid. Acesta i-a cerut astăzi demisia edilului. Chirica! Demisia! Chirica! Demisia! Persoana domnului primar Mihai Chirica. Orice nerealizare a dumnealui ne face să ne adunăm. Acest spațiu am reușit să-l găsim aici și prin efortul domnului primar Chirica, care de 3 ani de zile n-a dat curs cererilor noastre pentru un sediu, care de 3 ani n-a vrut să stea de vorbă cu noi sub nicio formă să asculte cel puțin ceea ce propune Partidul AUR, chiar o idee bună pentru oraș, pentru județ, și niciun reprezentant la nivel de conducere județeană sau municipală nu vrea să stea de vorbă cu reprezentanții Partidului AUR. În semn de protest față de refuzul primit de către primărie, membrii AUR l-au huiduit pe primarul Chirica cerându-i demisia. Acum, AUR spune că are în componenta sa personalități din mediul de afaceri și cel academic ieșan. Mihai Chirica a reacționat pe Facebook după protestul AUR, menționând că este revoltat și dezamăgit de modul în care partidul încearcă să se facă resimțit în Iași. Acesta a amintit că l-a ajutat pe George Simion la alegerile europarlamentare din 2019.